Bună ziua, dragii mei, și bine v-am regăsit astăzi la un nou mesaj, o nouă etalare în dragoste, o nouă etalare cu titlul Tu și el sau ea încotro. Haideți să vedem, dragii mei, despre ce poate fi vorba pentru voi de această dată, pentru aceia dintre voi care sunteți într-o conexiune de dragoste în această perioadă și vă doriți să știți ce vă rezervă viitorul vouă în această relație. Sau pentru cei care sunteți singuri, singure, văd că și voi vă doriți să știți dacă această situație de viață se va perpetua pentru voi sau veți cunoaște și voi pe cineva cu totul și cu totul interesant. Sau pentru cei care sunteți în separare de partener, de parteneră, simt că și voi vă doriți să știți dacă acesta sau aceasta va mai reveni în relație cu voi. Haideți să vedem, dragilor, cum începe această etalare. Da, se pare că mulți dintre voi, dragilor, simt că va trebui să renunțați la dorința voastră de a controla viața voastră, de a controla anumite rezultate pe care le doriți în legătură cu viața voastră, în legătură cu o anumită relație, cu o anumită persoană. Da? Simt că v-ați dorit foarte mult să captați atenția unei anumite persoane și nu ați reușit și din cauza aceasta v-ați vă simțiți doborâți. Da, vă simțiți ca și cum nu sunteți buni de nimic, ca și cum voi nu meritați dragoste, ca și cum nimic bun nu vi se poate întâmpla și vouă. Da? Asta este ceea ce voi simțiți în aceste momente, dar asta este, dragii mei, vi se întâmplă din cauza că voi v-ați dorit întotdeauna să controlați evenimentele din viața dumneavoastră și v-ați dorit întotdeauna să atrageți morțiși, da? Exact lucrurile pe care voi vi le-ați dorit. Nu este nimic rău din a-ți dori lucruri, da? În a-ți dori lucruri bune pentru tine, dar, bineînțeles că ceea ce avem noi să învățăm în acest proces de manifestare și de crearea realității noastre este detașarea. Da? Detașarea de dorințele noastre, indiferent cât de aprige sunt aceste dorințe ale noastre, da? Iată că noi trebuie să învățăm să ne detașăm, da? Pur și simplu să ne plasăm dincolo de aceste dorințe ale noastre. Hai să vedem și următoarea carte. Iată că vedem aici, în legătură cu voi, dragii mei, în legătură cu o anumită persoană a voastră, simt aici un foarte mare regret al acestei persoane, cum că el sau ea nu mai este cu tine sau cum că el sau ea nu a făcut pașii pe care trebuia să-i facă la un moment dat spre tine. Dar această persoană regretă, așadar regretă și simt că în perioada următoare va lua atitudine, da? Va face pașii hotărâtori spre tine. Sau mai simt, pe de altă parte, că mulți dintre voi sau multe dintre voi puteți trăi cu regrete ale trecutului, da? În legătură cu o anumită relație care a existat la un moment dat în viața dumneavoastră, în legătură cu o anumită persoană care a avut un impact emoțional extraordinar asupra voastră, da? Și acest lucru s-ar putea să se repercuteze asupra stării voastre de sănătate. Da? Dar simt că în perioada următoare veți începe să faceți schimbări pozitive în legătură cu viața voastră, în legătură cu modul vostru de a gândi și cu modul vostru de a atrage lucrurile pe care vi le doriți. Da? Se pare că nu doar că vă veți schimba modul de a gândi lucrurile, de a acționa în viața dumneavoastră, dar pur și simplu veți începe să mișcați lucrurile din loc. Da? Pur și simplu lucrurile se vor schimba automat în viața dumneavoastră ca urmare a modului vostru de a gândi și ca urmare a modului vostru de a acționa, care este complet diferit de felul vostru de a fi de până acum. Da? Așadar, dragii mei, dragile mele, pentru aceia dintre voi care manifestați regrete față de o anumită persoană din trecutul vostru sau pentru aceia dintre voi care aveți de-a face cu o persoană care regretă modul său de a se comporta față de voi în trecut, iată că simt că această persoană din trecutul vostru va reveni în viața dumneavoastră și veți începe o nouă viață alături de el sau de ea. Pe de altă parte, dragii mei, iată că putem vorbi aici despre faptul că mulți dintre voi sau multe dintre voi veți începe o nouă relație.
Da, așadar, o nouă dragoste intră în viața ta, dragul meu sau draga mea, și îți va oferi tot ceea ce tu aveai nevoie. Da, așadar, aceia dintre voi care ați încetat să mai sperați, ați încetat să mai visați la iubire, ați încetat să mai gândiți că, că această iubire se poate întâmpla și în viața dumneavoastră, iată că lucrurile se vor întâmpla și spre această direcție în viața dumneavoastră. Da? Da. Ce vă spune acest card este faptul că dacă s-a întâmplat la un moment dat să renunțați la o anumită iubire a voastră sau ca anumită persoană să vă părăsească, da, iată că se întâmplă ca pentru a lăsa locul liber unei alte persoane. Da? Și simt aici că mulți dintre voi sau multe dintre voi sunteți în această ipostază în care pur și simplu ați fost părăsiți sau părăsite de o anumită persoană importantă pentru voi la un anumit moment. Dar iată că tot răul este spre bine și că în viața dumneavoastră va intra această nouă persoană care va însemna totul pentru voi. Da? Și va face totul pentru voi. Și următoarea carte, iată că vorbește despre întâlniri, despre faptul că veți reîncepe să vă dați întâlnire cu această persoană, veți reîncepe acest capitol extraordinar de frumos în viața voastră în care vi se vor aprinde călcâiele după această persoană și bineînțeles că și lui sau ei se vor aprinde călcâiele după voi. Și veți resimți din nou cum este să simți fluturași în stomac, da? Să simți primii fiori ai dragostei. Ceea ce el sau ea va simți și va dori să te facă să realizezi în aceste momente este că, în momentele care vor urma, este că el sau ea își dorește ca tu să fii acela sau aceea care pune capăt șirului neîntrerupt de întâlniri pe care le-a avut în ultima perioadă. Da? Adică se pare că această persoană a cunoscut mai multe persoane în ultima perioadă, dar se pare că niciuna dintre aceste persoane nu a fost nici pe departe genul de persoană pe care el sau ea o aștepta. Da? Așadar, iată că speră că tu vei fi de această dată persoana pe care el sau ea o vrea alături, da? Pur și simplu. Și să pui capăt acestei disperări a acestei persoane, cum că pur și simplu simțea că el sau ea nu va găsi niciodată persoana potrivită, da? Hai să vedem și următoarea carte. Se pare că în viața multora dintre voi se întâmplă în sfârșit minunea vieții voastre, în sensul că întâlniți persoana pentru care v-ați rugat atât de mult, întâlniți persoana pe care o meritați, de fapt, atât de mult, pentru că, energetic vorbind, voi vă plasați într-un loc destul de înalt, într-un loc pentru care ați muncit foarte mult să ajungeți aici, da? Dar iată că în momentul în care această persoană nouă apare în viața dumneavoastră și în momentul în care se creionează această stare de fericire, de beatitudine pe care o obțineți alături de această nouă persoană, în aceste momente spuneam, fosta voastră persoană sau, da, fostul vostru partener este foarte posibil să încerce să revină în viața dumneavoastră și nu neapărat va reveni pentru că el sau ea simte din nou dragoste față de voi sau îi se reaprind călcâiele după voi, nu, ci dimpotrivă pentru că de gelozie, da? Din gelozie te vede foarte fericit sau fericit alături de noua ta persoană și vrea să-ți pună bețe în roate, da? Nu înțelege cum de tu ai reușit să-ți canalizezi energia spre această nouă relație, da? Spre această nouă motivație de a te face fericit sau fericită, da? Această persoană va fi foarte geloasă pe tine și va încerca să-ți pună bețe în roate, va încerca să te împiedice să înaintezi în această nouă relație a ta, să te împiedice, da, să mergi mai departe. Dar bineînțeles că nu va reuși pentru că noua ta persoană, da, noua ta persoană
care a intervenit în viața ta și care a intervenit într-un moment în care tu aveai nevoie de această persoană, va ști cum să se comporte cu această persoană din trecutul tău, da? Și va ști ce să-i spună, astfel încât să-l îndepărteze sau să o îndepărteze de tine. Și iată că avem judecata, dragii mei, dragile mele, o altă carte interesantă din tarot, care vine să-mi spună că lucrurile par să se pună pe cale pentru tine, par să se îndrepte din multe puncte de vedere în ceea ce privește viața ta. Cariera merge de minune sau dacă nu ai un job, să știi că îți vei găsi acel job la care ai visat atât de mult. Prietenii par să fie de partea ta sau aceia dintre prietenii tăi care nu mai erau de partea ta te vor părăsi și locul lor va fi luat de alții. Viața ta amoroasă merge din ce în ce mai bine pentru că iată ai întâlnit această persoană care te face fericit sau fericită și care îți oferă tot ceea ce ai nevoie, așadar viața ta pășește spre un nou făgaș, unul mult mai fericit, mult mai împlinit. Și iată că vedem aici și zecele de bâte. Se pare că mulți dintre voi vă veți plasa greutățile acolo unde este locul lor. Da? În sensul că aceia dintre voi sau acelea dintre voi care ați dus greutățile altor persoane până acum, da? Sau care ați făcut multe lucruri dintre cele ale altor persoane, da? Aceste persoane simt că vă veți trezi la realitate, da? Vă veți trezi și veți trage concluzia că vreți să faceți de acum încolo mult mai multe lucruri pentru viața voastră, da? Pentru voi înșivă sau pentru voi însevă și veți lua decizia că și voi meritați să fiți fericiți, să fiți fericite și veți renunța la a mai căra de unul singur sau de una singură aceste greutăți în spate, da? Pur și simplu pentru că știți acum că această atitudine nu vă va conduce nicăieri spre niciun loc pozitiv. Și iată că următoarea carte este Regele de Bâte, dragii mei, o altă carte foarte bună care îmi spune că sunteți pe punctul de a vă ilumina, sunteți pe punctul de a afla un mare adevăr în legătură cu persoana voastră sau în legătură cu cineva din trecutul vostru. Este ca și cum acum vedeți adevărata fața acelei persoane din trecut, da? Și vă bucurați cu atât mai mult că vă aflați în prezentul vostru, că vă aflați alături de această nouă persoană din viața voastră care vă face atât de fericit sau de fericită. Da? Sunteți un adevărat misionar în viața dumneavoastră sau misionară și vă place modul în care se desfășoară lucrurile în existența voastră. Vă place cum a devenit viața voastră. Da? Sunteți în poziția care va aduce cea mai mare împlinire și cea mai mare satisfacție în aceste momente. Hai să vedem și următoarea carte din partea îngerașilor romantici. Cu ce mesaj vine? Ceva se va întâmpla foarte curând pentru voi. Decide foarte clar ce îți dorești pentru ca acel lucru să fie atras spre tine. Da, este clar că întotdeauna trebuie să știm foarte clar și să luăm aceste decizii importante pentru noi. Da, este bine să știi ce îți dorești. Și da, iată că vine momentul să te gândești la viața ta, să te gândești la ceea ce îți dorești în acest moment și mai ales pentru viitorul tău. Și să te gândești la acele momente care ți-au adus atâta bucurie împreună cu acest partener sau partenera care se află acum în viața ta, da? Gândește-te la acel moment care ți-a adus bucurie, care ți-a adus împlinire și prețuiește-l așa cum se cuvine. Acestea fiind spuse, dragii mei, dragile mele, aceasta a fost etalarea mea de azi. Eu vă mulțumesc pentru vizionare. Vă invit și la alte etalări pe viitor. Toate bune!